Polițiștii din Berca au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza localității Cândești. Descinderile au avut loc pentru documentarea activității infracționale a 3 bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani din Cândești, bănuiți de comiterea mai multor furturi. Din cercetări a reieșit că în perioada octombrie-noiembrie tinerii ar fi pătruse în timpul nopții prin escaladare în curțile a 5 imobile din localitățile Berca și Vernești, de unde ar fi sustras produse de sezon. Prejudiciul a fost estimat de persoanele vătămate la peste 4.000 de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate și disponibilizate 1.500 de kilograme de nuci în valoare aproximativ de 7.500 de lei, aproximativ 1 metru cub de material lemnos și alte bunuri. Polițiștii au condus la audieri 11 persoane, iar în urma activităților s-a documentat și activitatea infracțională a altor 2 persoane, ce ar fi înlesnit comiterea furturilor și valorificarea produselor. Cei 3 au fost reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de fur calificat, iar ulterior au fost prezentați magistraților din cadrul parchetului și judecătoriei Buzău cu propuneri legale, pe numele lor fiind emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile.